Așa cum am anunțat deja în luna decembrie, am lucrat pe structura organizatorică a municipiului Târgu Mureș și acum ceea ce vrem să prezentăm este un draft care poate fi consiliat, asta evident în funcție de observațiile populației, a angajaților, a direcțiilor, se mai poate modifica. Scopul nostru este să fie o transparență totală în ceea ce privește orice modificare administrativă și, evident, să simplificăm cât se poate de mult birocrația administrativă care a caracterizat orașul nostru cel puțin în ultimii ani. În ceea ce privește, de exemplu, ziua de ieri s-a aprobat un nou regulament care va ușura foarte mult obținerea de avize în ceea ce privește construcția din Târgu Mureș. De la 6 avize se reduce la unul singur, dar despre asta o să avem o altă comunicare exactă și explicită. Organigrama care vă propunem sau propunem este mult mai suplă față de organigrama precedentă și mai funcțională. Și credem că oamenii vor fi angajați corespunzător pe post. Majoritatea posturilor vor fi scoase la concurs. Cei care nu vor lua concursul vor beneficia de toate drepturile legale, cu excepția acordării de salarii compensatorii. Această propunere va fi probabil și va suferi modificări și în urma consultării cu sindicatul sau cu alte entități direct interesate. Orice sugestie este binevenită și, evident, cerem cetățenilor să se implice în acest proces de transformare și reorganizare a ceea ce înseamnă primăria municipiului Târgu Mureș. Actuala organigramă este supradimensionată, mai ales în ceea ce privește numărul funcțiilor de conducere, care s-a mărit foarte mult în ultimii ani. Gradul de ocupare a funcțiilor de conducere este la nivelul maximal permis, 12% din numărul total de angajați. În ultimii ani s-a recurs la metoda încadrării pe funcții de conducere pentru a mări veniturile unor persoane. La 15 oameni avem un șef serviciu, un director sau un director adjunct. Noua organigramă prevede și o serie de servicii și direcții care să aibă personalitate juridică. Așa este prevăzut Poliția Locală, Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția de Asistență Socială, Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi, ceea ce înseamnă că vor funcționa după un buget prestabilit, dar vor trebui să aibă și venituri proprii. Ca să eliminăm în viitor creșterile artificiale a salariilor, asta a însemnat diverse diplome de perfecționare, care însă nu reflectă o mai mare competență sau responsabilitate. Din cei 1317 angajați care primesc de la Primăria Târgu Mureș și servicii subornate salarii, propunem să rămânem circa 980 de persoane. Iar în ceea ce privește funcțiile de conducere, aici le vom reduce cu 40% de la 58 care avem în momentul existent la 36 funcții de conducere. Prin aceste eficientizări, estimăm să avem o economie la buget de circa 3 milioane de euro. Anual? Anual. Evident, această reducere de personal trebuie luat în calcul și faptul că sunt foarte multe persoane care sunt deja pensionari și încă lucrează în aparatul primăriei, sunt posturi vacante, deci reducerile nu o să fie chiar așa de drastice în ceea ce privește personalul activ, dar neapărat este important să fie eficientizată această structură. Și pe tabel puteți vedea organigrama propusă, care este mult mai simplu decât ceea ce puteți astăzi vedea pe site-ul Primăriei Târgu Mureș, ceea ce este organigrama veche.
Înainte să trecem la întrebări, permiteți-mi să repet în limba maghiară și după aia, evident, putem vorbi despre sau puteți formula niște întrebări. Jó napot kívánok! Ahogy azt már decemberben is javasoltuk, közvitára bocsátjuk ma az új szervezeti felépítést. Ez nyilván csak egy tervezet, ami még fog alakulni az elkövetkező időben, és amelyet egyeztetni fogunk a szakszervezettel is, és nyilván más közvetlenül érdekelt szervekkel folytatott konzultációt követően ezt lehet módosítani. Minden javaslatot örömmel fogadunk, nem csak a városi alkalmazottak, szakszervezetek, hanem a város lakók részéről is, hiszen azt ígértük és azt szeretnénk, hogy transzparencia legyen, és mindenkinek rálátása legyen arra, hogy mi történik a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban. A jelenlegi szervezeti felépítés, úgy gondolom, hogy ezzel mindannyian egyetértünk, hogy túlméretezett, különösen a vezetői beosztások számát tekintve, amely az elmúlt években jelentősen növekedett. A vezetői pozíciók aránya a törvény által megengedett legmagasabb szinten van, tehát az alkalmazotti létszám 12%-a. Az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy egyeseket, hogy magasabb fizetést kapjanak, vezetői pozícióba helyeztek. Így 15 főre jut egy osztályvezető, egy igazgató vagy egy igazgató helyettes. És természetesen ez érdekes körülményeket is teremtett, hiszen jelenleg nincs gépkocsi vezető alkalmazottunk, mindenki vagy ellenőr, vagy felügyelői tisztségben van, és valamennyi kabinetekben dolgozó titkár osztályvezetőként szerepel a nagyobb bérek érdekében. A mesterséges fizetésemelés másik módszere a különféle továbbképzésekről származó oklevelek, ezek azonban nyilván nem jelentek nagyobb kompetenciát vagy felelősséget. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban jelenleg 1317 alkalmazott dolgozik, mi ebből 980-at szeretnénk megtartani, a vezetői tisztségeket pedig 40%-kal 58-ról 36-ra csökkentjük. Becsléseink szerint így évente 3 millió eurónyi összeget lehet megsporolni a városnak, és természetesen fontos kihangsúlyozni, hogy elsődlegesen a viszonylag magas létszámú nyugdíjas kollégákattól válnánk meg, illetve az betöltetlen állásoktól. Igyekszünk minimálisra csökkenteni azt, hogy munkahelyeket szüntessünk meg. Az általunk javasolt szervezeti felépítés a jelenleginél karcsuk, működőképesek, az alkalmazások megfelelő módon történnek, az állások többségére pedig versenyvizsgát hirdetünk, tehát aki ma Marosvásárhelyen úgy gondolja, hogy hivatalban szeretne dolgozni, hozzá szeretne járulni a város fejlődéshez, mérnököktől kezdve, projektmenedzserekig mindenki előtt nyitva az ajtó, hiszen most van lehetőség, aki részt akar venni aktívan a város életének, jövőjének formálásában, hogy jelentkezzen ebbe a csapatba. Éljenek törvényes jogukkal, akiknek nyilván nem sikerül a versenyvizsgája, és nem kívánnak részt venni, azok ugye nem kaphatnak végkielégítést. Az új szervezeti felépítés tervezete szerint néhány igazgatóság, szakosztály jogi személyiséggel fog rendelkezni, így a helyi rendőrség, helyi adó és illetékosztály, szociális segélyigazgatóság, területrendezési igazgatóság, ami azt jelenti, hogy ezek előre meghatározott költséggel működnek, de saját bevétel is kell rendelkezzenek. Nagyon röviden, tömören ezek lennének a fontosabb szempontok, és nyilván a szerkezeti, személyzeti struktúrának az ábrája ki van vetítve a vetítővásznon. Össze lehet hasonlítani a jelenlegivel, ez jóval egyszerűbb és átláthatóbb, és nyilván ez a kiinduló pont a jövőre nézve a személyzeti struktúrát illetően. Köszönöm szépen, mulțumesc, dacă aveți întrebări. Da. Aici, pe organigramă, este o greșeală în ceea ce privește unitățile de învățământ și grădina zoologică. Ele nu sunt desființate, sunt serviciul public, administrația zoo, o să fie în ADP. Deci nu se va desființa ca și structură.
Direcția unități de învățământ școli iarăși rămâne ca și o entitate, deci este foarte important. Avem multe școli și grădinițe, astea nu se desfințează. Sunt propuse pentru viitoarea desfințare Science City for Research and Medical Informatics, care nu a avut o activitate de mult timp, Universitatea Cultural Științifică, care ne-a costat anual aproape 1 milion de lei, însă nu a reprezentat venituri sau o activitate importantă, și Administratorul Imobile și Piețe se va transforma pe viitor, dar astea sunt încă în lucru. Deci detalii o să fie cam în 45 de zile. Serviciul autorizări, da, sigur, rămâne la direcția economică. Deci astea doar se simplifică, nu se vor anumite activități de avizare, autorizare, evident că nu sunt excluse, toate sunt incluse în noua structură. Foarte pe scurt, unde momentan primăria are surplus de oameni, nu este partea de achiziții și nu este partea economică și nu este partea de proiecte europene. Aici avem minus de oameni. Aici ar mai trebui să plusăm organigrama, la fel la auditul intern, unde sunt solicitări, colegii sunt supra-solicitați. Aceste servicii sunt expuse la sute de solicitări zilnic. Deci aici va mai trebui să aducem personal și de aia am zis că vor deveni deschise pentru toată lumea posturile primăriei, să fie concurs, să vină oameni competenți care se angajează la proiectele primăriei. Și acum avem posibilitatea reală ca noi Târgu Mureșenii să luăm parte în a influența viitorul acestui oraș. Achizițiile este un domeniu foarte supra-solicitat, sunt puține persoane, iar numai la proiecte europene avem momentan 20 în derulare. Și maxim o persoană ar putea să conducă ca și manager de proiect două proiecte. Noi suntem mult prea, deci acum sunt 4, 5, 6 proiecte pe persoană, pentru că este minus de personal. Anumite domenii n-au fost bine înzestrate, la altele, administrativ, inspector, sunt 10 sau mai mult, mult mai mult decât ar fi necesare, de care efectiv nu avem nevoie. Avem nevoie de aceste domenii care am zis. Juridic, manager proiect, economiști. Astea lipsesc cu desăvârșire și personalul este momentul de față foarte mic și supra-solicitat. Deci din acest motiv este important să vină oameni cu experiență în primărie. Deci doamna care ați menționat de la primăria Miercurea Niraj a venit cu transfer și este expert în achiziție. Are un CV impresionant și avem nevoie de oameni cu experiență. Vă răspund, deci nu sunt aduse oameni doar ca să fie aici, că nu sunt destui care cred că ar trebui să fie instruiți și noi oferim șansa tuturor angajaților, cei care vor să rămână în echipa primăriei, evident, poate să meargă la cursuri și să avem un personal bine înzestrat. Da, se poate trece de la un post la altul, dacă cineva așa simte că ar putea să aibă o performanță mai bună într-o altă poziție, este oferit șansa acum pentru tot personalul primăriei. Se vor desfința aceste contracte PFA, vor rămâne doar cei care chiar sunt justificați și se pot justifica, care au o experiență vastă și cunoștințele lor sunt necesare. De exemplu, la fondul funciar, la proiecte europene, la secția de urbanistică, aici deja sunt câțiva pensionari care am fost de acord ca anul ăsta să mai continue activitatea. Efectiv, dacă ei ar ieși în momentul de față din structura primăriei, am avea iarăși probleme mari, că sunt foarte multe avizări și solicitări pentru construcții, pentru proiecte. Deci și asta trebuie să avem în vedere, unde este mai mare necesarul de personal și unde este surplus de personal. Domnul primar, dacă primiteți, Liliana Morariu de la Controverse, apropo de persoanele angajate cu contracte de PFA, v-am făcut o cerere, nu știu dacă v-a ajuns în mapă, în data de 13.12.2020, da? Nu a ajuns la mine, da? N-a ajuns la mine, tocmai mi-am dat seama că a fost deturnată acea cerere, în care solicitam în calitate de jurnalist informații despre două persoane care îl depășoară activitatea, una în cadrul primăriei și
administrator la blocuri de locuințe din cartierul 7 noiembrie la asociatul proprietar numărul 6. Prin această cerere, vă solicităm să analizați atestatul de administrator al lui Baciu Abraham, legalitatea lui. 40 de persoane sunt momentan angajate cu PFA-uri. Să-i luați la proiectat, pentru că în timpul guvernului Florea, 20 de ani, s-au eliberat la asociația de proprietari numărul 6, deci eu vorbesc strict de numărul 6, două atestate de administrator pe numele Anușan RGB, în timp ce aceasta se afla sub cercetare penală și chiar sub urmărire penală, într-un dosar de fraudă, și a doua persoană, Baciu Abraham, care nu a prezentat atestatul în original, atestatul a fost eliberat culmea de primăria sub Mureș în data de puncte 2010. Nu are acel genar, nu are timpul sex al primăriei. Așa mai departe, condițiile de atestare nu sunt îndeplinite. Punctul 2, am la compartimentul asociat de proprietate. Aici problema e foarte delicată, întrucât pe numărul de angajați figurează 4. În realitate sunt 5. Este vorba de Rus Dumitru, pensionar, fost angajat al UNEAI. El nu mai este în structura primăriei. Nu mai există. Din ianuarie 1. Din 1 ianuarie, deci a fost. Pentru că am o hârtie de la primărie, tot de la Birchea Trupă de Conducere, în care mi se spunea că nu ocupă nicio funcție, că nu este angajat și am cerut să-mi dea ochii după contractul de muncă sau după forma de angajare. Și nu mi s-a dat niciun răspuns. Deci, prin această cerere, din 13 decembrie, am trecut, eu să vă rog să aveți în vedere, are numărul de înregistrare 65.872. Am vrut să vin să vă iau interviu, dar fiindcă astăzi suntem și de fapt în această problemă, o să vă rog să îmi comunicați, îmi scrieți punctul de vedere ca să putem să judicăm. Sigur. Deci domnul Ros nu mai este angajat al primăriei, iar cei care au PFA din 1 februarie, majoritatea acestor contracte, după ce se finalizează analiza, acum nu vrem să pedepsim pe nimeni, că în anumite cazuri chiar este necesar, dar majoritatea acestor contracte vor fi desființate. Și o ultimă problemă, o să vă rog să aveți în vedere, vă voi trimite la o adresă de e-mail, ca să mă indicați, un număr de dosar penal clasat, referitor la mega-fraudă cu reabilitarea blocurilor de locuințe din cartierul 7 noiembrie, asociată de proprietar numărul 6. Vă voi solicita copie după acel contract în caz că există și să vedem ce sume s-au virat, presupun că sunt niște sume enorme, dinspre asociată de proprietari spre primărie și copiile ordinelor de plată. Pentru că fostul, așa zis, șef de asociație a distrus archiva. Ceea ce se pare lucru foarte grav. De ce a distrus archivele? Să dispară urmele, evident. Să dispară urmele. O să vă indic și numărul de dosar clasat. Chiar vă rog. Chiar vă rog. Ceea ce am reușit noi până acum în administrația orașului, am reluat toate contractele în derulare, am făcut verificări. În cazul la două contracte au fost identificate probleme mai mari. Una este o problemă similară cu anvelopare de blocuri, unde contractul a fost reziliat cu Cronos SRL, iar un alt contract este în curs de auditare, este vorba de contractul care prevede reabilitarea stadionului municipal, unde iarăși este contractantul Cronos SRL, care are zeci de contracte cu primăria. Probabil sunt și probleme de transparență în acest caz. Da, pentru că permite să mai adaug, da, în asociația de proprietari numărul 6 s-a pus monopolul de către două firme, Alfa Construct SRL și Maxarta Investment SRL, care, atenție, la data efectuării lucrărilor nu era societate de construcții. Deci, un aspect foarte grav. S-au făcut presiuni, s-au luat de la oameni, s-au perceput, pentru că și eu am fost membru acolo.
acele asociații până la un anumit punct în 2016, când a fost evacuată, tocmai pentru că le-am deranjat atacerile. Mulțumesc frumos pentru că mi-ați atras atenția și o să verificăm atât acest dosar clasat, cât și problemele de personal care l-ați menționat. Mulțumesc și eu. Cât timp pe site? Conform legislației, 45 de zile va fi pe site când se poate studia, consilia, propune, modifica. Deci, cifra finală o să aflăm în 45 de zile în ceea ce privește număr de reduceri, organigramă, structură, toate aceste aspecte și, evident, va fi discutat de Consiliul Local, probabil la sfârșitul lunii martie, în ședința de Consiliu. Câteva întrebări am. Nu știu și mie, când veți modifica această eroare? Pentru că ați spus deja că e greșită organigramă, da? Ce ați pus în dezbatere? De cât am auzit? Deci, pentru că au apărut două direcții. Deci în 10 minute apare noua structură, bine? Foarte greu, vă aud, mă scuzați în mască. Vreau să vă întreb de ce nu ați negociat până acum cu sindicatul. Sindicatul intră în negocieri după ce este făcut o propunere. Deci până nu am o propunere, nu am pe ce să am o discuție. Dar așa cum am zis, 45 de zile este perioada de consiliere, când toată lumea poate să vină și să facă propunerile. Asta nu este o propunere finală. E o propunere spre a analiza, spre a discuta, spre a consilia atât Târgu Mureșenii, cât și angajații, cât și sindicatul. Cine a făcut această nouă organigramă de evaluare, în pentru a stabili că anumite servicii trebuie să dispară, anumite direcții trebuie să fie modificate și așa mai departe? Această structură s-a propus analizând și structura organigrama altor orașe, similare ca și mărime. E vorba Baia Mare, Sibiu, Satul Mare, deci se pot consulta pe site organigrama acestor orașe care, ca și mărime, sunt apropiați de Târgu Mureș, dar au o structură mult mai simplă, mult mai mică și mult mai eficientă, unul la mână. Și în a doua parte, evident, din executiv erau 4-5 persoane, inclusiv și eu, viceprimarii în plus, care am adus idei și am luat alte exemple, am făcut un model care se poate discuta de acum încolo. Deci asta nu este o formă finală, țin să subliniez. Este o formă propusă. Stabiliți și salarii compensatorii în caz de să ajunge la o cifră de acolo 301 persoane, vor fi disponibilizate dacă nu trebuie la dumneavoastră. Salarii compensatorii nu sunt luate în calcul în momentul de față. În momentul de față este analizată organigrama, structura și ce atribuții o să aibă colegii pe viitor în primărie. Și evident am analizat unde este mult mai mare volumul de muncă, unde avem nevoie de plus de personal și am analizat secțiile sau direcțiile unde este un volum mai redus de muncă, dar un număr mai mare de angajat. De aici se poate, evident, o să oferim colegilor posibilitatea să dea concurs pe un alt post. Evident, unde se reduce numărul de personal. O ultimă întrebare. Bănuiesc că aceste evaluări, interviuri și redenumiri și numiri cu concursuri se va întâmpla undeva pe la începutul primăverii, dacă nu undeva în iunie. Probabil, adică se amână foarte mult. Această reducere masivă anunțată de dumneavoastră în 27 noiembrie va fi undeva în primăvară, poate toamnă? Poate toamnă. Deci noi trebuie să respectăm toți pașii legislativi și evident trebuie să avem în vedere să nu fie nimeni neevaluat sau neascultat sau să rămână afară din această consiliere. Deci dacă asta o să ia 3-4 luni de zile, nicio problemă. 20 de ani nu s-a făcut, acum e timpul să facem, să lucrăm pe asta. Este foarte decisiv pe următorii 10 ani în ceea ce privește dezvoltarea acestui oraș să avem un personal performant și care știe ce trebuie să facă. În momentul de față ne izbim de multe ori că personalul nu este obișnuit să gândească. A fost obișnuit, taci și faci. Da? Acum trebuie să se gândească, omul, am o responsabilitate, nu pot să dau responsabilitatea pe angajat, pe secretară, pe primar, pe portar. Da? Eu sunt acolo, eu am luat acel dosar, eu trebuie să duc până la capăt. Dar cine evaluează atunci cei care vor rămâne?
Cei care evaluările vor fi făcute de profesioniști, va fi invitat și probabil o firmă care se ocupă de resurse umane pe niște criterii transparente care o să fie publicat la fiecare post. Deci se dă un concurs care va fi anunțat. Nu o să fie secret ce condiții trebuie să îndeplinească un om la direcția juridică, contabilă, proiecte europene. Sunt niște cerințe legale care trebuie să îndeplinească fiecare om care lucrează într-un domeniu, într-un post public, având în vedere că efectiv sunt banii contribuabililor. Deci noi nu ne putem juca cu acest lucru și nu ne putem permite ca să pierdem anual 3-4 milioane de euro pentru că eventual sunt angajați mult mai multe persoane sau fără calificare sau sunt pensionari sau alte probleme care s-au evit. Eu am înțeles logica organigramei vechi care era direcționat spre a forma din primărie o masă de campanie care să susțină primarul vechi, dar nu asta este motivul existenței unei primării. Este să deservească populația și dezvoltarea unui oraș. Nu este să deservească un regim și să angajăm pensionari și orice persoană care vine să lucreze pentru mine. Că așa vreau eu să rămân la putere. Poate câștigăm în 4 ani un alt mandat, poate nu, dar astea, lucrurile astea trebuie făcute, eficientizarea și organizarea. Dar să știți că nu e nevoie neapărat acum de reorganizare pentru a da afară, de exemplu, un director la o direcție pensionar, fost servit, care are o pensie de 9.500 de lei și aici o să arată 8.000 de lei. Sunt de acord cu dumneavoastră, aceste contracte, cum expiră, nu o să fie reînnoite. Deci până contractul este valabil, eu nu pot să dau afară pentru că omul a câștigat un drept, da? Poate expira acel contract în august, în martie, anul viitor. Așteptăm expirarea contractului, după care concursul va... Domnul primar, poate fi reziliat. Adică nu, eu nu stau cu cineva, nu angajez un om care nu face treabă, doar că e de la serie. Da? Eu îl fac pur și simplu, reziliez contractul dacă nu am... Se poate rezilia un contract dacă eu pot să dovedesc că aceeași persoană, deci persoana respectivă nu își face treaba. Înțelegeți? Deci nu pot să reziliez doar că nu îmi place coaforul sau ceva. Dar vedeți performanța. Evident, performanța. Asta stă la bază. Da, vă rog. Deci, în mai multe administrații locale din România, poliția locală este o direcție separată. Logica cea mai importantă în spatele crearea acestor direcții este eficientizarea administrării. Ce se întâmplă în momentul de față? Primăria este o oală mare în care se aprobă bugetul. Eu, dacă vreau să cumpăr cauciuc de iarnă, trebuie să aștept ca toate direcțiile, toate secțiile, toate serviciile să-mi aducă necesitățile. Poate trec 5 luni, pentru că valoarea depășește valoarea de licitație. Din moment ce devin instituții subordonate, se simplifică foarte mult. Nu mai trebuie poliția locală, de exemplu, să aștepte 3 luni de zile să aibă cauciucuri de iarnă și să fie puși în pericol. Fiecare instituție va trebui să respecte în continuare legea achiziției publice, dar nu trebuie să aștepte că ceilalți 800 de oameni ce fac în primărie. Și asta este eficientizarea, în primul rând, mult mai repede poți să reacționeze la anumite nevoi, că se arde un bec, că se strică o centrală termică, că școala cu tare așteaptă de 5 luni de zile să fie reparat centrala pentru că licitația mare încă n-a fost făcut. Și sunt multe alte probleme similare. Evident, acum, în ceea ce privește poliția locală, nu vorbim despre profit, pentru că ei au, deci, desfășoară activitate de menținere a ordinii publice. Dar în ceea ce privește serele, ei pot să aibă activități în ceea ce privește venituri, pot să aibă solicitări din partea asociațiilor, din partea altor firme, să efectueze anumite servicii pe bază de contract și aici va trebui serele să aibă, evident, după ce devin o personalitate juridică sinestătătoare, să aibă niște tarife care se vor aproba de către Consiliul Local. În momentul de față nu există așa ceva. Mergeau la mica solicitare, că un șef de asociație era prieten cu primarul și făceau gratis. Dar așa nu se poate face administrație într-un oraș. Parcurile centrale erau abandonate, arătau foarte urât. Unele, unde erau relații bune, solicitau pe gratis
puieți de pom, tufe, orice altceva. Se poate solicita și în viitor, dar va fi un cost nu foarte mare. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea că aceste servicii, chiar dacă păreau a fi gratuite, nu erau, că cineva plătea acești muncitori ca să aibă puieți de pom, ca să întrețină spații verzi. Deci, din acest punct de vedere, o să avem o transparență și o eficientizare. Acum, evident, probabil nu există pe lume o administrație 100% eficientă niciunde, niciun oraș, nu poți să faci perfect totul, dar măcar trebuie să facem tot să fie funcțional și să fie transparent. Și asta este intenția. Da, este propus spre ADP în momentul de față. La dumneavoastră, din ce 6 consilieri personali, câți aveți? Momentan am personal 2 consilieri, este doamna Ionela Ciotlău și domnul Marc Herman Cristian. Asta, scuze pentru domnul Valerusu, n-am între celelalte întrebări. Ceea ce privește legislația în vigoare, în mai multe primării există cabinetul primarului cu 6 posturi admise de lege și asta nu înseamnă că eu creez o nouă administrație mai, să zicem, mai puțin eficientă. Mai mult, primarul are nevoie de niște consilieri care ajută pe moment. Că am nevoie de jurist, că am nevoie de un peisagist, că am nevoie de un economist. Este foarte important ca ele să lucreze numai în subordinea primarului, să nu trebuie să apelez la un serviciu sau la o direcție, pentru că ăla durează mult. Eu îl scot pe acea direcție și nu poate să facă treaba că vine primarul, că eu nu înțeleg o hârtie. Evident, sunt cazuri când consultăm și este important să fie consultați direcțiile, dar de aia sunt consilierii primarului, ca să devină iarăși administrația mai eficientă, și care sunt legați de persoana primarului. În 4 ani, dacă va fi alt primar, aduce altă echipă. Este normal. Eu am o concepție, o strategie, următorul primar va avea o altă concepție, o altă strategie, așa este corect. La Consiliul Județean acest lucru s-a întâmplat de mai mulți ani, cred că al treilea mandat, cred că domnul Dobre deja a introdus consilierii, domnul Peter Ferenț a preluat sistemul și este foarte bine că un președinte sau un primar nu poate să înțeleagă toate domeniile și nici nu trebuie. Dacă înțelege tot, înseamnă că e bai. Asta va fi la decizia viceprimarilor pe cine aduc. Eu nu pot să răspund în locul lor, dar din câte știu, nu sunt angajați. N-a fost angajat nimeni în momentul de față. Așa este. Eu am propus un om, este vorba de domnul Ioja Tibor, care după aprobarea acestei funcții, o să rog, momentul de față mă consiliază gratuit, deci fără niciun venit. El a fost director ADP mai înainte. Pot să zic cu certitudine că este un om care este acasă în ceea ce privește investițiile, reparațiile, deconturile, păstrarea legalității, cum se fac notele justificative, procesele verbale, cantitățile, ceea ce este foarte important. Eu, ca și primar, nu am timp fizic să mă ocup la fiecare investiție, să mă uit dacă au fost respectate normele, dacă s-a adus acel asfalt de calitate care trebuie să nu se distrugă în 3 ani. Asta este administratorul care o să ceară toate datele referitoare la realizarea unei investiții și o să controleze. Dacă observă că sunt probleme, evident, intervine primarul, intervine serviciul care este răspunzător pentru finalizarea acestei investiții și așa mai departe. Este mai interesant o procedură ca în cazul domnului primar la Timișoara, un concurs public pentru funcția de administrator? Administratorul poate fi numit personal de primar. Și eu, având în vedere că este important ca în acea persoană să am încredere, să știu că are o experiență vastă în acest domeniu, de aia am ales și deja lucrăm împreună, în prezent el mă ajută absolut gratuit și evident dacă o să observ că sunt anumite probleme, se poate trece la organizarea unui concurs, dar asta nu garantează cu nimic că o să vină o persoană care, să zicem, are o experiență mai vastă. Domnul Ioja lucrează în domeniul investițiilor de 20 de ani. Cred că este destul de convingător și CV-ul lui și experiența lui
cel puțin în ultimele trei luni. Nu aveau documentația necesară în spate și domnul Ioja mă ferește de aceste probleme, la fel doamna Ionela, care este expert contabil și e foarte important să fiu ajutat în munca mea de oameni care se pricep și sunt absolut corecți, onești și am lucrat împreună înainte, în mandatul 2012-2016, când eram consilier local, atât domnul Ioja cât și doamna Ciotloș erau viceprimară, au părăsit din păcate acele funcții, spre nefericirea mea și a multor târgumureșeni. De atunci s-au întâmplat multe lucruri în neregulă în acest oraș, dar asta este menirea noastră, să încercăm să readucem atât legalitatea în ceea ce privește achizițiile, investițiile, reparațiile, cât și transparența. O întrebare de actualitate, domnul primar, îmi permiteți, referitor la scandalul izbucnit sau la problema mare a curățenii orașului, între, ca urmare a contractului încheiat între Dorin Florea, reprezentanții și ce ne puteți spune? Ce măsuri ați luat împotriva acestor persoanelor vinovate sau dacă aveți de gând să intentați acțiune în instanță? În momentul de față nu putem intenta o acțiune în instanță. S-a constatat săptămâna trecută că în mod intenționat orașul era ori umplute doar coșurile de gunoi stradale, de la blocuri a fost dus, deci era o acțiune organizată, era o presiune probabil. S-a constatat, sunt sute de poze și procese verbale. Nu este suficient pentru rezilierea unui contract, dar problemele care stau în spatele acestei dispute sunt de conturile de anul trecut. Efectiv, s-au decontat 48.000 de tone de gunoi către primărie, iar la rampa de gunoi Ridex, noi, după ce am verificat cantitățile, s-a regăsit doar 25.000 de tone și am notificat firma ca să ne dea explicații care este motivul, ce stă în spatele acestei diferențe enorme. Sunt aduse diferite documente, unele contradictorii. Eu nu vreau să interpretez până nu este efectuat o analiză de specialitate din partea Curții de Conturi. Noi am sesizat Curtea de Conturi să vină și să verifice care sunt problemele. Dificultatea cu operatorul în momentul de față este una simplă. Era prevăzut buget de 37 de milioane pe un an de zile pe acest serviciu. Buget epuizat până în 15 ianuarie. Ei, din acest motiv, au zis că nu vor să continue lucrările. Noi am propus o reziliere, care acum avocații lucrează pe reziliere și după aia se poate atribui pe 90 de zile, forța majoră, da, pe 90 de zile pot să continui această activitate și eu pot să plătesc pe aceste 90 de zile. Disputa noastră în ceea ce privește plata pe anul trecut va fi decisă de tribunal. Este foarte simplu, după ce se efectuează expertizele necesare. Eu am zis că nu pot să plătesc niște servicii care nu reiesc clar din documentație. Da. Ultima întrebare. Deci foarte important, noi nu am intrat în război cu un operator, nu asta este scopul nostru, am vrut să clarificăm niște situații financiare care nu erau clare. Faptul că s-a ajuns la o dispută e nefericită, dar încercăm să... Din acel moment în care am observat că sunt diferențe, noi până la finalizarea unei evaluări nu mai putem plăti. Pentru că nu știu dacă la stradal s-a decontat, la menajer s-a decontat, la molos s-a decontat. Există o defalcare, dar nu este foarte clară. Și mai ales facturile adună niște servicii împreună. Eu trebuie să văd cantitățile la fiecare. Pe facturi apare, dar de multe ori apare și împreună. Stradal plus menajer. Deci noi acum lucrăm și la separarea acestor servicii, tocmai pentru a evita în viitor asemenea probleme. Stradalul va fi contractat separat și vom avea un serviciu propriu care se va ocupa de curățenie stradală și de zăpezire. Respectiv, menajerul va fi la un alt operator,
iar menajerul, în momentul de față, noi nu putem licita, având în vedere că suntem membru în ADIE Collect, ceea ce înseamnă că ADIE Collect va licita gunoi, adunarea gunoiului menajer. Din păcate, am înțeles ieri că la Miercurea Niraj a fost refuzat deja documentația pentru ADIE Collect. La Consiliul Local Târgu Mureș, săptămâna viitoare o să fie o probă la ședință extraordinară, unde o să includem, o să introducem acest cai de sarcini să fie analizat și să decidă colegii dacă ei consideră că acel cai de sarcini corespunde cerințelor. Domnul primar, apropo de noi, de partea menajeră, aveți un program pe viitor colectarea selectivă? Este obligatoriu, deci... ani de zile nu s-a apucat primăria Târgu Mureș pentru organizarea acestui serviciu, ceea ce înseamnă a însemnat anual amenzi din ce în ce mai mari. Pe 2020 o să plătim circa 2 milioane de lei amenzi, pentru că nu s-a făcut nimic. Ar trebui să ne aflăm la 50% de selectare colectivă în momentul de față, iar până la în 2022 trebuie să fim la 70%. Deci dacă nu se întâmplă nimic, aceste amenzi vor crește semnificativ, deci este absolut și interesul nostru, dar și ca și cetățean din Târgu Mureș este o preocupare a mea personală ca să avem selectare, deci să fie o salubrizare selectivă în orașul nostru. Este și mult mai eficient și mult mai ieftin pentru noi toți.